Bine să ați de vorbă, nu sunt vreo urâtă. Doamne ferește, nici n-am spus așa ceva. Gata. Bun, Andrei? Dai un pic și mai rest un pic, mă rog, Fabio. Da, bă, da, gata, uite, uite, ce, ce să zic. Bă, am vorbit cu aia. În fine, hai, lasă, hai să începem treaba. Ok. Ia te rog frumos mintea ta conștientă și lasă-o pe timpul acestei terapii deoparte. Da. Dai voie să te hipnotizezi? Da. Perfect. Iar acum trage aer în piept, ține câteva momente, după care expiră foarte ușor. Și după ce faci acest exercițiu, poți să-mi spui, te rog? Da, l-am făcut. Bun. Iar acum, cu mâna ta stângă sau dreaptă, arată-mi unde crezi că este situat viitorul tău. Doar okay. Ok. Și arată-mi unde este situat trecutul tău. Perfect. Ceea ce vreau acum este să unești aceste două puncte, viitorul și trecutul tău, prin timpul prezent în care ești tu acum. Poți să faci această uniune prin ceea ce dorești tu, după care să-mi spui. Da, am făcut-o. Prin ce ai făcut-o? Printr-un lan. Subțire, gros? Subțire. Ok. Iar acum vreau să te ridici deasupra acestui lan, să-l privești de undeva de sus, iar din timpul prezent spre trecutul tău să pui anumite borne. Care dorești tu? Gata. Iar eu să număr de la 1 la 5, iar între timp tu mergi înapoi în trecutul tău, la o vârstă aleatorie, la o memorie plăcută a ta. Când ajungi acolo, trebuie doar să spui 1, 2, 3, 4, 5. Da, am ajuns. Ok. Unde ai ajuns? Într-o pădure. Da. Mă plimb pe o tipă așa pe aici. O tipă? Da. Cunoști acea tipă? Da. De unde cunoști acea tipă? Nu mai știu. Ce reprezintă acea tipă pentru tine? Cred că e un tip cu care am ieșit eu înainte, nu știu. Ok, dar dacă ai ști, ce ne răspunde? Că asta este. Este zi sau noapte? Seara. Ce vreți să faceți voi seara în acea pădure? Să mâncăm semințe, treabă așa. Ok. Ne plimbăm, dai seama. Perfect. Mulțumește acelei tipe și întoarce-te înapoi în trecut, în prezent, de unde îți vorbesc eu. Da. Iar acum vreau să mergi, să o cauți, să conectezi mental sau telepatic cu Denisa. Da. Deci din pădurea asta... Cumva am mai mers câțiva kilometri, instant așa, și am ajuns la un fel de, un fel de râu. Da. Și era la râu ăsta aici. Cine era la râu? Ea. Care ea? De fapt... De fapt, nu, e entitatea asta. Ok. Cine sau ce este acea entitate care te-a chemat acolo? E un fel de... Știi, insecta aia călugăriță, așa, așa. Da, ok.
spun toate aceste întrebări pentru că normal tu trebuia să fii în prezent. Ceea ce te-am întrebat înainte, acțiunea se desfășura în trecut. Și de asta mă miram cum de ai mers tu tot câțiva kilometri mai departe, tot în acea zonă, în același timp, când trebuia să fii aici. Ce vrea acea călugăriță? De ce te-a chemat acolo? Și să mănece, cumva. Serios? De ce? Ce are cu tine? Nici așa, că nu știu, vrea să mănece. Întreabă de ce vrea să te nece. Că mi-am bătut joc de ea, ceva de genul ăsta. Are vreun nume? Nu. Poți să vorbesc cu ea? Nu vrea să vorbesc. Vrea doar să te nece, nu? Da, exact. Cum ți-ai bătut joc de ea? Întreabă. Habar n-am ce zice, ceva de genul că... că am încercat și eu să o nec după nu știu. Era o ființă umană, cumva, da. Și am încercat să o arunc în apă, să o nec și ea nu știa să nuate, ceva de genul ăsta, știi? Și acum vrea să-mi facă și mie aceeași chestie. Probabil că a uitat să precizeze că ai făcut sau o-i fi făcut asta în altă viață. Da, acum 3 vieți am făcut asta. Ok. Da, putem să o lăsăm aici, că nu cred că mă deranjează. Perfect. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 vei fi în timpul prezent. 1, 2, 3. Da, gata. Perfect. Care este nivelul tău de vibrații? 4.100.000. Mărește-l, te rog frumos, până la 100 de miliarde. Da, gata. Și acum mergi și caut-o pe Denisa și conectează-te telepatic cu ea. Da, am ajuns undeva într-un parc. Da. Și aici am întâlnit-o pe ea. Ok. E sigur că este? Da. Bun. Cum o percep din punct de vedere energetic? Ca și corp energetic, ca și culoare. E destul de albă. Da. Dar umerii, așa, partea asta a umerilor, este neagră, știi? Uh-huh. Ok. Deschide-te, rog frumos, un portal intradimensional acolo lângă ea. Da. Iar eu sunt număr de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi absorbite de acel portal. Iar tu vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3. Se absorbe energie. Ok. Când se termină procesul, închizi portalul și îl sigilezi cu foc. Gata, l-am sigilat. Mai are acele pete închise de culoare pe umeri? Da, mai rupat. Aceea este o entitate. Transmite-i, te rog frumos, Denisei să transmită la rândul ei tuturor entităților care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, să se desprindă în totalitate de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Gata. Ce sau cine a apărut? Un reptilian. Oh, super. N-am mai întâlnit de mult. Cum se numește? Arbeit. 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 Mm-hmm. Dacă nu mă înșel,
Arbeit în germană înseamnă muncă, cred. Mă las să vorbesc cu el? Da. Arbeit. Da. Salutare. Bună să-ți fie inima. Ok. Ce faci tu acolo? Nimic. Și atunci de ce stai acolo? Dacă nu stăteam, mergeam. Unde vrei să mergi? În Calea Lactee. Cu ce vrei să ajungi acolo? Cu metrou. De unde are stație acest metrou? De unde are stație? Da. De unde e acest metrou? Dintr-o gară. Și unde este situată acea gară? În pământ. Cine a construit acea gară? Cel ce a construit-o, cel ce este. Pentru ce a construit-o? Pentru deplasare. Costă mult un bilet la metroul ăla? Da, sânge pentru tine. Sânge pentru mine? De unde să dau sânge? Din corp. Sângele meu? Și cam cât ar trebui să dau? O picătură așa, un țeapă de bunac și... Cine se folosește de acest sânge? Eu. Cine ești tu? Arbeit. Și de ce îți trebuie sângele meu? În tot există o plată, știi? Norocul tău că nu sunt femeie. Că dacă erai? Îți dădea mai mult sânge. Am înțeles. Împachetat chiar. Am înțeles. Altceva? Altceva toate bune. Deci ce cauți acolo cu Denisa, în afară de asta? Ce se caută? Pe asta te-am întrebat. Nu caut nimic. Atunci de ce stai acolo pe ea? Mă simt ca la interogatoriu cu tine, așa, nu prea îmi place cum abordezi situația. Ai înțeles? Bine, prințesă. Poți să plec? Bine. Unde vrei să pleci? În lumea mea. Unde este lumea ta? De ce mă întrebi atâta prostii? Nu ți răspund. De ce ai ales-o pe Denisa și nu alt om să stai cu el? Am făcut un contract. Cu cine? Cu ea. Ea care? Denisa. În care viață? În asta. Pentru ce ați făcut acel contract? Pentru nimic. Și atunci ce ați făcut? Ca să întreb tu. De ce aș întreba eu așa ceva? Că îți place să vorbești mult. Eu vorbesc mult? Da. O să avea și defecte sau calitatea asta?
Poftim? Oși avea și defectul sau calitatea asta. Am înțeles. Da, nu te pot ajuta, îmi pare rău. Cu ce să mă ajut? Nici nu ți-am cerut ajutorul. Dar știi unde vrei să ajungi. Unde vreau să ajung? Poftim? Unde vreau să ajung? Vrei să-mi spui ce legătură am eu cu tipa asta? Păi ești inteligent. Știam eu că voi din rasa voastră sunteți chiar inteligenți. Deci, ce legătură ai cu Denisa? Energetică. Cine a făcut această legătură energetică? Noi. În ce scop ați făcut această legătură energetică? Mă încară cu niște chestii. Nu înțelegi. De ce crezi că nu aș înțelege? Că ești un muritor de rând. Și tu nu ești muritor? Poate sunt, dar nu de rând. Dar de care? Ce de prost ești. Ești un prost. Mulțumesc. Și un cretin. Super. Ești cel mai tare. Altceva mai știi? Ți-e suficient. Zi. Dacă ești prost, e suficient să nu mai zi nimic. Încerc să-mi testez calmitatea? Nu, mă. Ce ai tu de câștigat din această legătură energetică cu Denisa? Avem un contract de făcut, ți-am mai zis. Da. Și acest contract implică că ea să-mi ofere mie energie, într-un mod inconștient. Ea a semnat asta, să-mi ofere inconștient energie. Deci a avut lucitate când a semnat treaba asta, știi? Ok. Dacă este contract, un contract se face între două părți. Mi-ai spus ce ai tu de câștigat. Acum spune-mi și ce are de câștigat Denisa din chestia asta. Fericire pe moment. Ți-ai de ajuns? Nu. Dar ce mai vrei? Capul tău pe o silver plate, pe o tavă de argint. De ce spui asta? Vrei să am capul pe o tavă? Ai putea, pe mine nu mă deranjează. Dar capul meu e de șarpe, să știi, un șarpe veninos. Ai mare grijă să nu te, să nu te muși de limbă. Bă, bufule! Zici ce vrei. Ai pus implanturi în Denisa? Poftim. E surd? Nu te-am înțeles. Ai pus implanturi în Denisa? Nu știi ce ai făcut? Cred că am pus. Prietene, credința e la biserică, în fața popii. Mi-e spunem sigur. Am pus, da. Unde ai pus aceste implanturi? În Denisa. Tu chiar mă iei de idiot? Credeam că le-ai pus în Ionica. Normal că în Denisa le-ai pus, dar unde în Denisa le-ai pus?
În tot corpul. Mai specific, câte implanturi ai pus? 8. Pentru ce erau necesare atâtea implanturi? Amplificau contractul. Ok. De unde ai tu această tehnologie a implanturilor? Nu am doar eu, au toți cei din rasa mea. Voi ați dezvoltat-o? Da. O... Aș dori foarte mult să te apuci. Te rog frumos să scoți toate acele implanturi. Vine un necunoscut și îmi zice să scot niște implanturi. Eu o să zic da, nu? Absolut. Impresionează-mă. Lăcrimează-mă dacă vrei. Vrei să mă dezbat? Să te impresionez? Dacă eu vin la tine și cer bani, mi dai așa că sunt un nimeni? Bine punctat. E, dar uite, nimeniul ăsta are o, în spate pe Denisa sau mi-a dat dreptul de a negocia și de a cere numele ei. Și tu ești geambaș? Cum? Tu ești geambaș? Nu știu, nu cunosc termenul. Am înțeles. Deci te-a pus să scoți? Mai pe românește. Atâta timp cât tu interferezi cu Denisa, iar Denisa m-a rugat pe mine să vorbesc în numele ei și să spună să scoți toate implanturile, trebuie să te supui legilor universale. Ești bătut în cap? Da, aici e corect ce ai zis. Și atunci? Trebuia să vii să strici totul. Am înțeles. Ceasul rău, pisica neagră. Horoscop. Trebuia să-ți citești horoscopul azi dimineață și vedeai cât de mult nu trebuie. Da, gata, l-am scos. Lasă-mă cu Andrei. Andrei? Da. Verifică, te rog frumos, dacă tântăleu ăsta a spus adevărul. Nu, nu. S-a urcat pe ceva. Cal. Și a plecat. Un fel de cal, arată ca un dragon, așa. Ia-mă înapoi. Da. A venit? Da. Lasă-mă să vorbesc din nou cu el. Arbeit. De ce? De ce? De ce m-ai chemat? Ce ai vrut să zici? Mă calci pe net. Ți-am spus să scoți toate implanturile. Le-ai spus sau nu? Da. Minți ca un porc. L-am scos, da. Rămâi acolo și nu mai pleca niciunde. Las-mă cu Andrei. Andrei? Da. Verifică, te rog, încă o dată. Nu, nici măcar nu s-a atins. Iar acum, întinde-te tot frumos mâna ta dreaptă, energetică, ca și cum ai ține un cadou pe palmă. Da. Iar eu sunt număr de la 1 la 3, iar la 3 va apărea o cutiuță foarte simpatică pe care să-i dai o armă. 1, 2, 3. Da, mi-a apărut în mâna acea cutiuță. Ok. Spune-i că e cadoul meu pentru el. Să-l desfac. Și să-mi spui ce se întâmplă. E explodat în față. Uh.
Deci a deschis cadoul ăsta și cumva l-a aruncat în aer, știi, și a explodat în aer. Super. Se apucă acum să scoată implanturile? Spune că are și un cadou pentru tine. Mie nu-mi plac cadourile. Poate să și-l îndese în fund. Nu, oricum, era o grenadă, să știi. Foarte bine, acolo să și-l bage. Se apucă să scoată din planturile? Nu. De ce nu? Deci ca să întrebi tu. Ia-mă și pe mine acolo, te rog. Da. Atinge-mă, citește-mi informația ADN și fii sigur că sunt eu. Păi da. Să creezi un pic energetic în mâna dreaptă. Da. Și să fie la biciuit. Da. Nu zice nimic, îi place. S-a domasochist. Care e nivelul vibrației lui? 3. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrației lui va fi de 7544. 2, 3. Ce se întâmplă? Se neacă. Și? Se sugrum așa. Foarte bine. Îi place? A leșinat. Dă-i două perechi de palme ca să-l trezești. Da. Se apucă să scoate implanturile. Deci ce să mă enerveze, jur, nu mai. Da, acum îl scoate. Super. Urmărește-l, te rog, să scoată absolut toate implanturile. Da, a început să le scoată abia acum. Ok. Când termină să-mi spui? Gata. Să le distrugă? Da, distrus. Bun. Transmite-i și lui și Denisei să rupă acel contract care l-au încheiat, pentru că asta este dorința Denisei. Da. Ok. Iar acum să-și deschidă un portal intradimensional și să plece, să nu se mai întoarcă niciodată. Pentru că asta e dorința de mis. S-a urcat pe dragon și a plecat. Foarte bine. Dar m-a simțit de energie. Care e nivelul tău de energie? 1 milion. O să număr de la 1 la 3 și va fi de 100 de milioane. 1, 2, 3. Mai bine, da. Super. Iar acum te rog frumos, scanează-o pe Denisa de sus până jos, din cap până în picioare, și spune dacă găsești ceva în neregulă la corpul ei sau la organele ei interne. Nu. Nu are nimic la organe. Perfect. Chakrele ei funcționează în parametri normali? Da, și chakrele. Ok. Este aici un subpunct din lista ei, prin care îmi spune vindecarea copilului interior. De obicei, asta trebuie făcut direct pe ea.
Verifică, te rog frumos, mergi înapoi în copilăria ei și caută să vezi dacă găsești o traumă, ceva care nu este ok. O întâmplare neplăcută din copilăria ei. N-am găsit nimic. Ok. O scenă în care se ceartă cu părinții ei, ceva de genul ăsta. Bun. Mergi, te rog frumos, la ea acasă și verifică dacă sunt energii sau entități acolo în acel loc. Da, e un corp negru așa mare. Ok. Deschide un portal intradimensional acolo, te rog. Da. Iar eu sunt număr de la 1 la 3, iar la 3 toate acele entități vor dispărea în acel portal. 1, 2, 3. Da, a zburat corbul ăsta aici, în portal. Perfect. Energii negative sunt? Nu. Bun. Privește, te rog frumos, dacă are programe pe negativ în subconștientul său. Da, are 3. Ok. În aceste 3 programe presupun că poți întâlni gelozia, mânia, anumite tipare. Da. Ok. Scoate toate aceste 3 programe, încarcă-le pe pozitiv, după care pune-le la loc. Gata. Bun. Verifică, te rog frumos, că mi-a spus că are o problemuță la genunchiul stâng, care medicii nu i-au dat de cap. Deci, din punct de vedere medical, e perfect, dar ea simte ca și cum ar avea ceva acolo. Sau ar fi putut să fie unul din acele implanturi? Da, asta mi-a venit și mie acum la răspuns. Am mai avut un implant înainte să-l pună Arbeit ăla. Și cineva l-a scos și când l-a scos cumva s-a fisurat genunchiul ei, știi? Și a rămas o gaură așa în genunchi. Ok. Pune o mână pe ceafă și una pe frunte și energizează suficient astfel încât fluxul de energie să-i coboare prin coloana vertebrală și prin toate chakrele. Da. Ok. Cum este sufletul Denisei? Întreg. Deci nu are bucăți lipsă. Nu. Fain. Ok. Ce culoare este? Alb. Bun. Alb transparent, așa. Uh-huh. Ai spus că ai verificat și cu organele interne este totul ok. Da, nu are nimic mare. Da. Verifică acum dacă vaccinul Pfizer care l-a făcut i-a adus anumite modificări sau dezechilibre în corpul său energetic. Deja aș fi putut să-i spun că... Da, are... doar hormonale. Ok. Bun. Cheamă, te rog frumos, ghidul ei spiritual sau îngerul păzitor.
Da. A venit? Da. Are un nume? O entitate ciudată, n-am mai întâlnit. În ce sens? Deci arată ca o plantă. Da. Cu dinți. Ok. Și destul de înalt așa. 6 metri, 7 metri. Dinți sau colți? Nu, dinți. Da, niște dinți destul de mari, de-i, da, putem să-i numim colți, cumva, așa, de pirania, știi? Uh-huh. Cum se numește? Gnacoc. Gnacoc. Mă las vorbesc cu ea? Da. Gnacoc, mă auzi? Da. Salutare. Salut. Ce tip de entitate ești tu? Mai diferită. Asta mi-a spus și Andrei. De ce ești diferit? În forma pe care o am. Vin de pe un... de pe un tărâm, așa, o mică insulă în care toți sunt ca mine. Ok. Unde ai ajuns tu să fii îngerul păzitor al Denisei? Așa a hotărât creatorul. Ok. Ce faci tu pentru Denisa? O veghez, o ajut cu informații subtile, așa. Super. Ce informații vrei să-i dai acum? Acum nimic. De ce? Nu am cu ce să o ajut. O ajut în primejdii din altul. Vrei să-i dai un sfat? Nu. Toți îngerii păzitori sunteți niște moți. Nu știți să ziceți nimic. Dar eu nu sunt înger. Dar ce ești? O entitate plantă. Și de ce ai venit când Andrei a chemat îngerul păzitor al Denisei? Ce ai venit tu? Nu, ai chemat ghidul. Nu îngerul păzitor, că nu are înger păzitor. De ce nu are? Că nu are. Asta cu îngerii păzitori, cred că a văzut prin Biblie pe undeva. Nu știam. Nu de toți au îngerii păzitori, că și îngerul entitate. Da. Mai înalt rațional decât mine. Bun. Deci nu vrei să-i spui nimic? Nu. Las-mă cu Andrei. O seară faină. La revedere. Andrei? Da. Verifică, te rog frumos, de ce Denisa are o foame emoțională. De fiecare dată când are emoții, sare în mâncare. E ceva strict uman, nu are cauză ezoterică, are o cauză emoțională. Cumva ca să uite, știi, mănâncă pe... ca și cum cei suferă de psihoză sau timizi și rotunghile, așa, știi? Sau se scarpină pe mâini în permanență. Sau ipohondrii care se spală mult pe pară, așa, continuu. E ceva strict emoțional. Am înțeles. Deci nu e nimic. Nimic.
Bun. Poți să vezi de unde provine spiritul, corpul energetic al Denisei? De unde vine, în ce sens? A mai fost și pe altă planetă? Da, a fost pe Pleiade. Dar nu... Doar ca experiență, nu s-a născut pe planeta. Ok. Bun. O entitate destul de tânără. Are mai multe vieți aici pe Terra, știi? Verifică, te rog frumos, dacă este un dezechilibru în energia feminină a ei. Nu. Nu are nimic. Ok. Corpul e energetic, se pliază perfect peste corpul fizic. Da. A lăsat o parte din energia ei în relațiile umane cu foști prieteni sau prietene din trecut? Dacă a lăsat ce anume energia? Energia ei. Da, categorie. Ok. Se poate recupera într-un fel sau altul? Nu. Dacă ea acum un an de zile a oferit energie sau i-a fost luată energie de către un vampir energetic care nu știa că este vampir energetic, spre exemplu, știi? Da. Nu mai are cum să recupereze, că acea energie se duce mai departe, zboară, nimeni nu e static, știi? Ok. Am înțeles. Poate doar să o creeze în permanență, să o creeze, să o creeze, să o creeze. Da. Bun atunci. Entitățile le-am curățat, energiile le-am curățat, casa am curățat-o, programele pe negativ le-am făcut, corpul se pliază. Păi te rog frumos o sferă energetică de protecție. Da. Da, da. Și pagonia. Da. Altceva? Avem de făcut, verifică împământarea, te rog. Și legarea la sursă. Să o chem pe mama Gaia. Da. Da, gata. Împământarea e ok, nu are nimic în neregulă. Super atunci. Păi, cam asta este. Tu te simți bine, ești ok? Da, perfect. Bun. Atunci mulțumește și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Da, și ea ne-a mulțumit și a plecat. Bun. Iar acum o să număr de la 1 la 5, iar la 5 revin apoi în corpul tău și mintea ta, în acest timp prezent de unde vorbesc, aducând cu tine în această realitate toate beneficiile obținute în această terapie. 1, 2, 3, 4. Te reîncorca complet, ești liber, ești liniștit, simți cum se întorc înapoi în tine toate energiile tale. Deschide ochii.